Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei frumoase campanii Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Vom vorbi astăzi, făcând o recomandare de carte, Parentaj sensibil și inteligent, să ne înțelegem mai profund pe noi înșine ca să putem crește copii fericiți de Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Parentaj și pe care o găsiți, așa cum spuneam, în această campanie. Foarte multe cărți din colecția Parentaj se află în această campanie Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Astăzi este alături de noi Oana Moșoiu, trainer, profesor, lector universitar, doctor în științele educației, coordonator program de formare și formator la Școala Familiei. Oana, bine ai venit! Bine Aș te-am vrea găsit. să începem discuția noastră despre acest subiect, pornind de la ceea ce înseamnă educația, ceea ce înseamnă nevoile socio-emoționale ale copiilor noștri, faptul că, iată, începem sau se apropie începutul de an școlar într-un context fără precedent. Sunt voci care probabil susțin și din zona autorităților, dar și părinți care susțin pentru protecția copiilor din punct de vedere medical și sanitar varianta online. Nici varianta online nu este cea mai fericită pentru că până la urmă vorbim despre o viață socială a copiilor noștri, vorbim despre importanța interacțiunii, despre importanța apartenenței copilului la un microgrup, cum este școala, cum este clasa, întâlnirile cu prietenii, lucratul în echipă, în grup, dar și individual. Și cumva nu putem să sustragem copilul de la acest lucru, cred, foarte important pentru emoțiile sale, și anume viața socială. Și pornim și de la această carte superbă a lui Daniel Siegel, ce înseamnă un parentaj sensibil și conștient. Cât de important este ca noi, părinții, să fim empatici și să fim conștienți de nevoile emoționale ale copiilor noștri. Ai spus totul, sau ai pus pe masă foarte multe teme care sunt într-adevăr puncte de plecare în conversația aceasta foarte generoase. Am aici cartea și ce îmi place la această carte este mai degrabă subtitlul care se referă sau spune că să ne înțelegem pe noi înșine pentru a crește copii fericiți. Și cu această ancoră aș vrea să adresez cumva o întrebare pentru părinții care își pun această problemă, dacă e bine să înceapă copiii școala în școală sau e mai potrivit pentru ei să rămână acasă și să participe în mod hibrid eventual sau exclusiv online, pentru că posibil părinții să nu fie de acord pentru alternanța aceasta spațiu fizic, spațiu online. Dacă nu cumva, da, spuneam, sunt temeri legate de propria lor vulnerabilitate, de sentimentul de neputință și de lipsă de control pe care îl trăiesc adulții în această perioadă, unde copiii și școala lor este doar una din cele multe situații și aspecte ale vieții în care e posibil să ne simțim lipsiți de control și să fim vulnerabili și să trăim cu neputință această adaptare, această ajustare foarte consumatoare de energie, de nervi, care ne obligă să ne regândim din temelii relațiile de viață, relațiile sociale, viața profesională, casa, spațiul de acasă, pentru că nu am vorbit mult despre schimbarea spațiului pentru a-l face adaptabil lucrului de acasă și așa mai departe. Mai sunt și celelalte elemente de context mai larg, nivelul social, nivelul economic, predictibilitatea sau lipsa de impredictibilitate și, în general, lipsa de cunoaștere suficientă despre comportamentul acestui virus. Prin urmare, nu știm
Știm că e rău, dar nu știm cât de rău, te poți îmbolnăvi, dar de fapt te poți să nu te îmbolnăvești și așa mai departe, nu știu dacă ești transmițător. Deci, toate aceste lucruri s-ar putea să ne zăpăcească de cap și spun asta și eu că sunt părinte și am 3 copii în școală. Și da, am ales să meargă la școală pentru această dimensiune socio-emoțională pentru care ai făcut și ai pledat atât de entuziast la început și pentru care, la care mă raliez și eu. Copiii au nevoie de această interacțiune. I-am văzut foarte mult pe adolescenți că s-au întâlnit în parcuri, mai cu mască, mai fără mască. Dar pentru copiii mici, dezvoltarea și interacțiunea socială este bază în formarea lor. Și este foarte important ca într-un fel că e controlat, că e riguros, că e foarte bine normat, cu reguli, cu proceduri. Este bine ca acești copii să-și vadă colegii, să-și vadă profesorii, măcar la începutul de an să poată să-și contracteze această relație de învățare și să stabilească niște coordonate, oricât de supuse variabilității vor fi, astfel încât să există un fel de plan comun despre cum vor decurge lucrurile. Chiar dacă ne vom întoarce într-o situație de lockdown, acest contract la începutul unui an școlar, unui demers de orice fel, e foarte, foarte important. Ne mai vorbim de energia umană și energia interpersonală de care avem nevoie ca ființe umane și pe care o căutăm și după care probabil că jinduim. Și până la urmă, ideea că, indiferent de dramele lumii, viața umană are un fel paradoxal, complex, ciudat de a-și urma calea. Chiar dacă trăim sub acest spectru al morții, într-un fel sau altul, viața își continuă cursul. Ceea ce chiar e adevărat, dacă e să ne uităm la toate dezastrele și pandemiile din istorie, oamenii au continuat să facă copii chiar, să meargă la școală, mai în curte, mai la distanță, mai cu măști. Și sunt o mare fană sau o mare adeptă a continuării vieții și a ajustării noastre. Doar că aici e nevoie de multă educație adulților, un mental, o mentalitate mai deschisă, mai orientată nu atât către sine, cât către noi în comun, pentru că, sigur, și opțiunea de a te izola acasă e o opțiune, însă nu știu cât de viabilă și pe cât timp. Da? Nu toți suntem făcuți să fim monași sau să ne călugărim în felul ăsta urban în care ne-am izolat în ultimul timp. Și, sigur, unii dintre noi nu au această dispoziție, preferând să înfrunte necunoscutele unui virus și a unei situații pandemice, tratând-o cu măsuri de igienă care ne stau în putință și alegând să ne influențăm unii pe alții, să avem grijă unii de alții. Cred că suntem forțați, așa cum am fost forțați să ne digitalizăm serviciile și foarte multe lucruri care nu se puteau digitaliza deloc înainte. Și acum suntem forțați să ne îngrijim unii de alții și să ne uităm mai atent unii la alții pe deasupra măștii, în sensul de a ne gândi că felul în care păstrăm igiena la nivel personal e foarte important pentru cei din jurul nostru. Pentru că tu ai acest program, coordonezi acest program Școala Familiei, aș vrea să duc discuția noastră puțin în zona învățământului clasic sau educație non-formală versus învățământul clasic tradițional, pentru că sunt foarte multe școli private, sunt foarte multe programe educaționale ca alternative de învățământ. Primul care îmi vine acum în minte este Montessori. Bineînțeles că sunt și altele. Cum vezi lucrurile acestea? Mă gândesc și la faptul că copiii, pe de o parte, s-au bucurat, să spunem, în aceste câteva luni, în mai mult sau mai puțin, de faptul că vor rămâne acasă, da? Vor avea mai mult timp liber, să spunem, nu știu, pentru joacă și pentru alte activități. Dar, pe de altă parte, cum spuneai și tu puțin mai devreme, uite cât de importantă este interacțiunea din cadrul clasei, să spunem.
Sunt foarte multe școli, cel puțin în București, dar și în marile centre universitare, care au adoptat alt sistem, cumva influențat de niște modele educaționale din Occident. Sunt acelea mai viabile pentru educația copilului? Pentru că educația copilului, până la urmă, cred că este un mix. În egală măsură educăm copilul acasă și este foarte importantă educația primită din partea părinților, extrem de importantă, dar bineînțeles că ea este adaptată, cum spuneai și tu, ajustată, completată și de ceea ce se întâmplă la școală. Și posibil ca unii copii să aibă așa un soi de aversiune față de școală, mai ales când vorbim de reguli impuse, de limite, de o anumită rigurozitate, poate chiar de o disciplină și alte... Cum să luăm acest subiect? Să vorbim un pic despre faptul că educația și modelele alternative de educație, noi le considerăm alternative, dar sunt alternative față de sistemul de masă organizat pe cohorte și care a plecat de la niște nevoi centrale legate de transferul de cunoaștere și de conținut, în timp ce aceste alternative educaționale care au apărut mai târziu, odată cu perspectivele postmoderne centrate pe individ, pe copil, pe sigur, adică s-au actualizat, pentru că unele perspective sunt mai vechi sau da, au constituit teme de discuție în ceea ce numim istoria pedagogiei. Dar atunci când s-au constituit sistemele de educație cu accesul maselor la cunoaștere, acesta era, să spunem, ceea ce vindea sistemul de educație, vindea cunoașterea care era inaccesibilă. Sistemele alternative au pus în centru copilul și dezvoltarea lui și nevoile lui și educația în ritmul copilului. În ritmul copilului în care cunoașterea servește dezvoltării copilului. Ok? Deci relația și centrul de greutate se schimbă. Scopul meu este cunoașterea, scopul meu este copilul, da? Scopul meu este cunoașterea și copilul se duce către ea și face tot ce stă în putință sau nu ca să o achiziționeze. Și în direcția cealaltă este scopul nostru, acesta este copilul, cunoașterea va servi copilului. Și copilul ajunge la cunoaștere în ritm propriu și prin explorare și de aici toate caracteristicile și principiile pedagogice pe care și le-au formulat aceste alternative. Asta ar fi un aspect. După care, de aici vine, să spunem, pachetul de mijloace și de resurse prin care se pot realiza ele. Pentru că dacă plec de la o perspectivă foarte exploratorie, cum este în sistemul de alternative, în care copilul are spațiul și spațiul este amenajat astfel încât, din nou, să-i servească la înălțimea lui, cu materiale naturale, tocmai pentru că el explorează în mediul înconjurător și în școală și în grădiniță ar trebui ca acest mediu să pătrundă, astfel încât el să fie tot mai mult în contact cu mediul care urmează să-și trăiască viața. Cumva sunt câteva aspecte pe care le consider de bun simț. Da, și de aceea avem multe elemente naturale în joaca copiilor, în sensul de obiecte. Ei bine, în varianta în care suntem acum provocați, de exemplu, să stăm și să ne mutăm în online, acest contact direct cu natura și această experiență exploratorie pe care acest sistem educațional o propune ca principal mod de dezvoltare și de educație al copilului, dispare. Dispare această interacțiune directă. Rămânem în acest logos în care transferăm conținut, ceea ce face mai facilă trecerea într-o formă foarte simplificată și în forma cea mai empirică, că atunci când învățământul tradițional s-a mutat în online. De ce? Pentru că el era deja totuși preponderent într-o variantă de logos, de prelegere, de transfer de conținut. Și au suferit mai mult doar acei profesori și acele situații educaționale în care foloseau în clasă mai mult de mers explorator. Acei copii și acele școli în care chiar se făceau experimente în laboratorul de chimie sau în laboratorul de biologie. Profesorii care chiar aveau activități bazate
Pentru atunci ei au resimțit puternic această mizare, dacă vreți, între aici activități. Dar sunt și foarte mulți care într-o primă fază și-au dat seama că se poate desfășura într-o formă minimală această activitate, după care au început elementele de două caracteristici pentru învățarea online. Una este elementul colaborativ și al doilea este elementul interactiv. Cât de mult fac interacțiune, de exemplu, noi acum interacționăm doar noi cu noi, nu putem interacționa cu publicul pe care să-i trimitem pe un web. Gândesc la ceva interes, să urmărească calendarul evenimentelor viitoare, iată. Deci, în timp ce aud ceva pentru a nu se plictisi și creierul uman se plictisește repede, uite că veni vorba, dacă vrei să facem interacțiune, deși acesta va fi asincron, am aici un creier uman, da? Pentru că acest creier, dintr-o dată vezi, deci acest creier uman se plictisește repede și atunci în elementul online avem nevoie de varierea stimulilor, cum aveam nevoie și în sala de clasă, doar că ignoram, nu? Ignoram pentru că le spuneam copiilor că trecem note în catalog, îi dădeam afară din clasă pentru că nu sunt cu minți, dar în realitate ei se plictisea și creierul lor se plictisea, creierul profesorului se plictisește mai greu pentru că el e cel care interacționează și el vorbește, pentru el nu e atât de plicticos să se audă probabil vorbind. Mutând asta în mediul online, avem nevoia de a îmbina elementul de prelegere cu elemente interactive, deci rolul aplicațiilor și a acelor platforme și de aici resursele care alternează și îmbină mai interesant și educațional, da, din punct de vedere al scopului educațional, experiența de la școală. Însă acest lucru poate fi făcut un timp. În timp, toată lumea s-a forțat, nu? Să termine semestrul, să terminăm cu bine, cu pierderi, pentru că, în mod evident, nu toată învățarea poate fi transpusă atât de repede și la un nivel de calitate atât de, știu, necesar. Da, de aceea acum vom avea activități de recuperare și au fost elaborate o serie de ghiduri pentru profesori fix ca să ajute în recuperarea acestor, știu, rămâneri în urmă. Și să nu uităm că totuși educația online a pornit în mediul adulților din motive de reconversii profesionale, de formări eficiente la distanță cu mai puține costuri, pentru a nu aduce atâta personal în cel de formare, pentru instruiri care erau mai, știu eu, mai fezabile pentru mediul online, de exemplu, o instruire legată de folosirea unui echipare pentru adulții care sunt foarte puternic motivați, care își cunosc motivația de învățare, care își pot autoregla demersul, adică își pot face o ordine liniște, pot să închidă telefonul ca să nu fie distrași, pentru că ei acum învață și o jumătate de oră nu reușesc să se concentreze pentru că are legătură ceea ce se întâmplă acolo cu activitatea lor. În cazul elevilor, unde motivația intrinsecă variază foarte mult cu motivații extrinseci, unde controlul cortexului prefrontal nu reușește să controleze atât de bine nevoile lor emoționale și toată partea de instinctual, așa, care e încă foarte prezentă la copii, atunci avem o dificultate și acesta este motivul pentru care, cu toate riscurile și cu toate aceste necunoscute, alegerea noastră a fost și este pentru copii la școală, încercând să nu suprapunem spaimele noastre și fricile noastre peste nevoi care se pot împlini. Se pot împlini o săptămână, două, dacă îi merg la școală, este suficient și cu respectarea măsurilor de siguranță. Deci, încă o dată spun că mie mi se pare fundamental și un exercițiu educațional excepțional de a conștientiza și de a-i face și pe copii partenerii noștri în această, în acest efort de păstrare unei sănătăți sociale la nivelul societății noastre. Deci ei trebuie să fie partenerii noștri. Nu niște soldăței pe care îi trimitem să facă lucrurile astea, ci parteneri, să avem această discuție cu copiii, să le spunem că este foarte important și că ei sunt cot la cot, practic, cu noi toți ceilalți și cu medicii și cu
toate aceste autorități și ei devin un pion foarte important, o rotiță în sistem și că e foarte important ceea ce fac ei, felul în care își țin masca, felul în care păstrează distanța, felul în care folosesc culoarele, băile, se spală pe mâini, îi respectă distanța și pentru profesori. Profesorii mi se par un grup foarte vulnerabil pentru că sunt cu vârste diferite. Și atunci eu personal asta fac cu copiii și discutăm pentru că ei au nevoie foarte mare de contact fizic, să-și vadă colegii, să se îmbrățișeze și vor trebui să facă lucrul ăsta totuși dozat, să zic. Da. Da, chiar mai devreme, dacă nu mă înșel, dimineața văzusem o postare de-a ta în care ai menționat cele trei variante. Alegem să mergem la școală, varianta hibrid și mai era încă una, dacă nu mă înșel, varianta este online. Online, da. Părinții pot opta dacă vor pentru online. Da, ne-am gândit foarte bine și alegerea noastră este ca și copiii vor de altfel, adică nu e o alegere comună, să meargă la școală și le-am spus, da, mergem la școală cu aceste reguli și nu sunt doar pentru că vă spunem noi, ci pentru că da, și sunt și ei conștienți pentru că, sigur, copiii au devenit și ei parte din povestea aceasta, au văzut parcurile care sunt închise și au această conștiință. Sigur că nu au autocontrolul atât de bine reglat, noi știm lucrul ăsta și sperăm că aici partenerul familiei este școala, adică și invers, nu doar partenerul școlii este familia. Ne așteptăm ca profesorii și personalul de acolo din școală, auxiliar, să-i ajute pe copii și să le sprijine cortexul să reziste. Dar pentru că vorbim tot de dezvoltare socioemoțională, într-adevăr am o temere, am o teamă ca profesorii și cumva e de așteptat ca școala să fie cam rigidă, să fie cam abruptă în a-și impune aceste reguli, să fie temătoare, că toată lumea spune copiii nu vor respecta și chiar dacă vor fi, nu știu, vor fi situații, habar nu am, nu vreau să fac niște scenarii care n-au nicio bază, cred că școala la rândul ei ar trebui să-și păstreze un ton cald și un ton prietenos și un ton colaborativ pentru elevi și să nu apară, na, spaima cea mai mare, acest stigmat că du-te acasă, că, nu știu, știți, în sensul ăsta disciplinar, pentru că nu porți, nu mai ai ce căuta la școală sau niște abuzuri de tipul ăsta, mai degrabă o alegere conștientă. Nu vreau să fiu aici, nu vreau să respect regulile. Dar și aici, apropo de contractul de care vorbeam, dincolo de contractul de învățare, cum va fi acest an, care sunt țintele de învățare în acest an, avem un scenariu mai optimist în care vom putea să venim mai mult timp la școală, avem un scenariu cel mai pesimist scenariu în care doar recuperăm un pic și mai înaintăm ceva. Deci vor fi niște scenarii legate de achizițiile acestea pe care le putem aștepta în această perioadă. Deci dincolo de acest contract centrat pe obiective de învățare, sigur că elevii ar trebui contractați blând și partenerial și colaborativ și pe aceste reguli de care depinde binele tuturor și al lor și al tuturor. Iar dacă nu vor, probabil că unii să aleagă să rămână acasă și atunci când aleg să vină în colectivitate să respecte regulile de care avem nevoie până la urmă pentru a trăi această colectivitate așa ciuntită cum e ea. Chiar mă gândeam că s-ar putea ca părinții să fie puțin mai anxioși și mai panicați decât copiii în acest context. Dragii noștri, am vorbit astăzi cu Ana Moșoiu, trainer, profesor, lector universitar, doctor în științele educației, coordonator al programului Școala Familiei. Și v-am făcut o recomandare de carte. Este vorba despre parentaj sensibil și inteligent, Daniel Siegel, un autor foarte drag nouă, o carte publicată în colecția Parentaj. Nu uitați de campania de pe site-ul Editurii Herald și de toate cărțile de parentaj.
pe care le găsiți pe site în cadrul acestei frumoase campanii, educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!